numesc Filon Daniel, reprezint grupul de voluntari Solidarity Children. Astăzi ne aflăm la școala gimnazială numărul 1 din Mangalia, unde ne aflăm în a doua zi, a doua etapă a proiectului umanitar Dăruim Zâmbete Sănătoase Copiilor, proiect umanitar de prevenție și educație dentară, proiect umanitar inițiat de Solidarity Children în colaborare cu Clinica Dental Clinic din Mangalia, împreună cu doctorul stomatolog Adrian Săftoiu și echipa dânsului de doctor și asistenți. Proiect umanitar ce credem noi că este benefic și am primit și semnale foarte bune în acest sens, este benefic mai ales pentru copiii din mediul rural, care știm cu toții, în proporție de 90%, acești copii nu vizitează un cabinet stomatologic, nu merg la un medic dentist și, cum am văzut și ieri, în prima etapă a proiectului nostru, unde am fost la școala gimnazială Ion Creangă din Albești și am vizitat copiii de la școala din Albești plus copiii de la grădinița din satul Vârtop și acolo am descoperit majoritatea cazurilor cu probleme dentare. Doresc pe această cale să le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit cu donații, constând în tuburi de pastă de dinți și periuțe de dinți pentru acest copii și acest proiect. Și facem un apel către ceilalți oameni de bine care doresc să se alăture acestui proiect, să ne sprijine în continuare, pentru că nu vrem să ne oprim aici, dorim să continuăm. Da, nu este limită. Dorim să continuăm acest proiect atât cât putem și să acoperim cât mai multe zone, în special cele rurale, unde chiar este nevoie de educație dentară. Pentru mai multe detalii îi dau cuvântul domnului dr. Adrian Săftoiu. Pe această cale îi mulțumesc și dânsului și clinicii dumnealui pentru amabilitate și pentru consecvența de care dă dovadă. Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Adrian Săftoiu. Împreună cu echipa mea și cu domnul Daniel Filon, suntem bucuroși să facem parte din acest proiect. O facem cu drag de inimă și mare bucurie. Cum a specificat și dânsul, acest proiect nu are termen limită. De aceea vă încurajăm pe toți să ne ajutați cu periuțe, pastă de dinți, mai ales că în zonele rurale știm foarte bine care este situația medicală. Dorința noastră este să îi conștientizăm și să îi implicăm pe copii să participe la programul ăsta în mod direct, să fie receptiv, să-și aplice tehnica de igienizare orodentară, de asemenea, în același timp, vrem să-i și conștientizăm că anumite alimente nu prea sunt bune pentru ei. Deci, în același timp, o să facem și educație alimentară, nu? În urma vizitei pe care am avut-o ieri la școala Ion Creangă din Albești, am constatat foarte multe probleme, grave chiar. Împreună cu Daniel și asociația lui am ajuns la un consens în a și ajuta pe acest copilaș cu serviciile medicale. De aceea toate cazurile sociale vor fi preluate de către clinică și vor fi tratați ca atare. Asta, bineînțeles, într-un orar bine predefinit, stabilit, copiii vor fi însoțiți de către părinți, ceea ce este rugămintea mea mare. Și, cum am mai spus, nu ne oprim aici. Pentru acest proiect, Solidarity Children dorește să le mulțumească celor care au contribuit cu paste de dinți, cu periuțe de dinți, celor care vor contribui pe viitor. Noi dorim ca în luna mai să organizăm un concert umanitar dedicat acestui proiect, unde dorim noi să strângem fonduri ca acești copii să poată beneficia și de tratament gratuit, pentru că materialele, după cum știm, materialele medicale sunt foarte scumpe, este foarte greu, este un număr mare de copii și pe această cale
Vă lansez invitația de a participa alături de noi și de a susține acel concert umanitar din luna mai, dedicat acestui proiect. Vreau să mai mulțumesc partenerilor media care ne ajută la acest proiect umanitar, Mangalia TV, Mangalia Online și Marcela Almăjanu Fotografii și Ediția de Sud. Și nu uitați, ajutați-ne și sprijiniți-ne în continuare cu paste de dinți, periuțe, pentru că vedeți și dumneavoastră din imagini, se merită, acești copii sunt viitorul nostru și ei sunt ai noștri și se merită.